Ho, cum vine dușmanul! Ce sunet! Și se aude și ce vorbește la telefon. O mașină excelentă. Excelentă, da. Uite, se roagă un... Cătă, te salut! Salutare tuturor astăzi! Suntem salut, Mihai! Suntem aici în tărâmul bogaților la Znagov City. Znagov se scrie cu semnul S-ul de la dolari. Să strică? Nu să strică. Băi, e real, omul ăla vorbește la telefon în ea. Și noi auzim de la 50 de metri. În fine, astăzi avem de vândut nu unul, ci două BMW-uri. Adică eu și Cătălin, cei mai mari fani Volkswagen, trebuie să vindem două BMW-uri. De remarcat că BMW este cea mai vândută marcă din România. Și nouă. Și nouă nu, dar la mâna a doua chiar este. Să știi că... Anul trecut a fost numărul 1 la vânzări de mașini premium în România, BMW. A depășit și Mercedes și Audi. Bă, sincer, și dacă ne uităm așa un pic, nu în statistici, ci pe străzi și în parcări, cam așa este. Și drept, cred că și merită locul ăsta BMW cumva. Pentru că este unul dintre grei lumii auto europene, care n-a mers pe compromisul de ăștia de amestecat. N-a făcut greșeala lui Mercedes. L-a luat pe Mini și a făcut din Mini o mașină mai mișto. Dar atât. Nu a luat 11.000 de motoare de la ăia, transmisii de la ăia, tablă de la ăilalți. Nu. BMW a rămas BMW. Iar dacă îi ridici capota, o să vezi că motorul, poziționarea lui, e la fel ca la multe de la E46, cred că de la E36 încoace. Pus, montat și ancorat în caroserie. Nu mai vorbim de repartiția greutății pe axe. 50%, 50%. Însă tot timpul m-am întrebat cum reușește să facă chestia asta la toate modelele. Pentru că la unele bateria este în față, la unele bateria în spate. Au diferite echipări, diferite motorizări de puteri diferite, care automat înseamnă greutăți mai mari, interioare cu altfel de scaune, care iar înseamnă greutate diferită, mă rog. Dar astăzi, seria 3-ul de azi, în varianta break, pentru românul care vrea să care mai mult. Personal, mie nu-mi plac break-urile, mi se par niște mașini cu care poți căra foarte mult aer. Dacă vrei să cari de adevăratele, te duci la Sfântul Volkswagen și ții un Cadillac. Adică un Cadillac al dubelor. Da, mă rog. E de apreciat că BMW vinde și fabrică și vinde aceste break-uri mișto, care sunt îndrăgite. La noi nu atât de mult, dar în Europa și de către europeni. Așa nu e un exemplar în cea mai bună stare, mai necesită corecții pe la caroserie pici-picolo, dar nici prețul lui nu este al unuia de top. Nici ca dotări nu excelează, deși culmea, break-urile cam vin super dotate. Adică să găsești un break chel ca mine, e destul de dificil, da? Acum, pentru orice mașină există un cumpărător. Tot timpul vorba asta e valabilă, dar e de apreciat că omul și-a luat un BMW totuși. În același buget putea să-și ia o mașină non-premium, mult mai bine echipată. Da, dar vezi, aici intervine chestia din vânzări, că foarte mulți oameni cumpără cu emotivul. Iar la chestia asta, la creat emoții, BMW este campion. Ca și la multe alte... Antigel are în ea? Are. Îi punem niște cola. Da. Are sub minim, dar e ok că este. Să-i spunem proprietarului să-i completeze apă de la robinet, că merge și cu ea. De desubtul acestui plastic pe care scrie ce vedeți voi, este o piesă oarecum sensibilă, reușită pe partea de consum și pe dinamică, dar este acele N47 cu celebra distribuție, care trebuie înlocuită. Mă rog. Ăsta e un twin scroll turbo. Nu, e 316, dar așa scrie pe capac. Da? Da. Capacul e la fel.
De ce are BMW, a avut problemele cu pe seriile astea cu distribuția, mă rog, nu știu. Însă nu mai costă schimbul ei atât de mult ca în vremurile de glorie. Dar faceți la genul ăsta de motorizări, dacă nu cunoașteți istoricul mașinii sau dacă proprietarul, fostul proprietar nu vă arată facturi sau ceva de viză de serviciu că a fost înlocuită, înlocuiți-o. Să știi că, uite, farurile sunt ianuarie 2013 și stângul și dreptul. Mașina nu e lovită, nu, uite, nici șurubul nu e umblat nimic pe la ea. E o mașină simplă pe care proprietarul acum o vinde. E foarte bine că vedem farurile originale. Aveți și seria de șasiu aici, aveți și anunțul în descrierea clipului. Însă, nu știu, parcă combinația asta break și negru sau alb. Mă rog, dar culmea, un prieten de-al meu care este foarte mare vânzător de mașini la Craiova mi-a spus, negru e sfânt. Îți vinde mașina. Negru îți vinde mașina, exact. Mie, eu personal tot timpul m-am ferit de negru, pentru că știu inconvenientele, orice zgârietură se vede, de acum înainte mor de cald, chiar dacă îi merge climatizarea, ai lăsat-o în soare, trebuie dat foc la valiză. Da. Iar după fiecare spălare pleci indispus. Da, după fiecare spălare o ștergi, o sufli și până ajunge acasă s-a pus praful. Mă rog. Însă, cred că secretul acestei mărci la noi, la români, știi care este, Cătă? Ia urcă-te tu la volan, că știu că îți place, tu ai avut. Zic că și eu am avut seria 3. Este la români, știi care cred eu că e secretul de are atât de mult succes și este atât de vândută. Uite, inclusiv asta, maneta de la scaun, e în aceeași poziție de la E90. Poziția la volan, Mihai. Și poziția în scaun, și ia uite, buf. Te-ai lăsat jos, ai închis ușa. Opa. Mai stroncă ceva din ea. Poziția la volan este exact de neîntâlnit. Dar românii o cumpără, știi pentru ce, Cătă? Pentru faptul că este premium. Pentru că BMW are o mare calitate. Pe lângă ținută de drum, performanțe, dotări, țaca-paca, mirosul ăsta ambiental care circula un zvon că BMW ar injecta în rășinile astea din plastic. Avem și o cheie frumos protejată. Parfum. Faptul că nu ruginesc e etalonul, e litera de lege. Pentru că BMW tratează tabla, folosește oțel de înaltă calitate, șasiul e foarte dinamic și foarte bine construit. Deci avem aer condiționat automat. Asta este aer condiționat automat, nu este climatizare. Și modul de condus. Nu, să știi că este climatronic pe o singură zonă, pentru că avem funcția auto. Așa este și la Audi. Aha. Deci dacă avem funcția auto, îi setăm temperatura în grade. Da. Și apoi îi dăm auto. El își face singur repartiția. Nu. Vorbim e de turație. De aici o ajustăm. Aer condiționat automat. Că nu pot înseamnă să n-ai asta. Da, dar tot climatronic e pe zonă. E bine că face rece. Dă-i, arată-i cheia. Geamul sus. Și o altă calitate a acestor modele este faptul că sunt foarte bine izolate fonic, termic. Bun. Și deși este neagră, o să vedem cât de repede se va face răcoare în ea. BMW, să știi că mi-a plăcut tot timpul pe partea de răcire. Asta foarte bine. Iar și pe încălzire, la fel. Știi ce mai cred că se crede? Pe lângă, vezi, tablă de calitate, materiale groase, mochetă de calitate, burete sub ea, e și habitatul mic. Da. Și automat, volum de aer mai mic, ea apasă pe bâncul ăla de acolo din capul manetei, la fel ca la E46 și toate de dinainte. Să vedem ce ne scrie pe aici, ce zice. Mai faci, ce mai faci? 6%, bun. Ține pe el apăsat. Sunt sigur că o să avem un consum foarte bun. Pentru fanii mărcii, acest indicator din dreapta nu este temperatura de apă. Este temperatura de ulei. Mașina nu are indicator de apă. Și una din punctele slabe ale BMW-urilor moderne de la F10 încoace sunt racordurile astea de plastic de pe traseu, de la radiatoare, de la bypass-urile astea de pe la motor. Cu timpul îmbătrânesc și te poți trezi că rămâi fără apă exact unde ți-e lumea mai dragă, pe o autostradă sau pe un drum izolat sau inspectațiile periodic. Dar
cred eu, unul la 12, la o mașină care are 12 ani și niște 100 și de mii de kilometri, le-aș schimba pe toate. Chit că costă un pic. Zic că înainte. Pe ce mergem? Pe confort pleacă ele, practic. Ia să verificăm. Pe confort. Pe confort. Da. Mergem pe confort. Pun pariu că nu s-aude nimic prin dâmburile ăștia pe aici. Foarte mișto și poziția pasagerului, însă n-am înțeles de ce au greșit-o. Au făcut aceste buzunare la ușă atât de mari încât tu la stângul simți în picior, în pulpa stângă, buzunarul jos. Îl simt, da. E o chestie care nu prea, nu știu dacă ai fi nevoie de un buzunar atât de mare. Putea fi 2 cm mai încolo și câștigai mai mult loc de mișcare. Pentru că la șofer îl vei simți mers, mai ales la variantele manuale, unde folosești piciorul stâng pentru a opera cutia de viteze. Dar scuzați, pe aici este liniște. Se aude aerul condiționat și foarte, foarte puțin motorul. Poziția asta la volan fiind foarte joasă, te cam împiedică la gropi. Deci pe aici ar fi trebuit să mergi cu scaunul ceva mai sus. Vezi? Și tu am văzut că mergi ca și mine, cu scaunul coborât. Mulți șoferi, deși au statură de la 1,75 m în sus, ridică scaunul. Nu simțiți mașina. Plus că în cazul unui accident, airbag-ul nu va prelua cât trebuie din corpul vostru, te va arunca peste airbag. Astea niște chestii care ar trebui testate la cei care fac testele de siguranță pe diferite staturi ale șoferilor, cum se comportă mașina. Dar eu vă sfătuiesc pe toți, conduceți cu scaunul cât mai jos. Și mai e o chestie, să știi că dacă mergi cu scaunul cât mai jos, senzația de viteză este diminuată. Și simți mașina complet, că mașina se conduce cu un pic și cu șezutul. Nimic. 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 Și o mașină nu e într-o stare impecabilă a unui, unui pasionat sau a unui colecționar. E o mașină cu care proprietarul își face treaba zi de zi. Ce să spun, eu am mers zilele astea la Craiova cu un E60 cu 468.000 de kilometri. Bă, mergea la fel. Mergea, avea mizor în el, pe la trapă, pe la plasticuri, picolo, picolo. Dar mergea. Ce e al mașinilor ăsta, e al lor. Nu le poți... Nu-i poți da jos pe român din ele și nu le poți scoate din sufletul românilor. Însă, cu timpul, dacă capeți un pic de experiență cu mașinile, și ai avut și BMW-uri, cum am avut și eu și Cătă, descoperi că prețul senzațiilor ăstora pe termen lung e mare. Pentru unii merită, pentru unii nu merită. Cel mai deranjant mi se pare că totuși, oricât ai investi în ea, mereu va mai cere ceva. Și mereu te vei lovi de chestiile astea. Du-mă la service. Ding, ding, ăla desface aici, a prietenul meu, doctorul Max, și l-a pus ca notificare la telefon. Păi a zis, să fiu pregătit, să nu... Eu sunt chirurg, dar să nu am cu corazonul, știi? Da, Mihai, dar când te pui aici, uiți de toate. Știu, știu. Merită fiecare cent. Știu, așa este. Și indiferent că o cumperi într-o motorizare din asta de bază, și într-o echipare de bază, în ea e liniște. Nu ai cârțielile de afară, nu percepi mișcarea, nu percepi traficul, nu percepi... Nu te deranjează, ești tu cu mașina. Și BMW este printre puținii producători care reușește chestia asta. Mercedes, la modelele entry-level, nu... E troacă line de adevăratele. Apropo de Mercedes, unde se duce cu chestia aia în pădure? Probabil că merge omul de... O luăm pe aici la stânga sau nu? Nu, haide să mergem în drept. Bine, să facem tura scurtă totuși cu mașina asta de vânzare. Uite, v-a făcut semnul de la dolar pe Znavov aici. Deși e un 318, să știi că... 316, da? Bă, cred că 316 oricum, a? Sau 318, ne uităm în anunț. O mișcă suficient cât da. Să nu încurci traficul. Uite aici, în direcție. Îți amintești de mașina aia de nu te venea volanul. Da, bă, cât, dar oamenii ăștia, poporul ăsta a construit submarine. A construit avioane care au dominat cerul în al doilea război mondial și în primul război mondial. Pe ăștia alți, pe francezi, au cucerit în 2 săptămâni. Le-au mâncat croasantele, le-au băut vinul și șampania. Și nici n-au apucat să tragă vreun cartuș. Mă rog. Și-au dat seama cu cine au de-a face și au renunțat. Da. Eu înțeleg pe români care își cumpără marca asta, însă nu înțeleg de ce, chiar dacă au disponibilități financiare, nu le întrețin cum trebuie. Pentru că nu e... Da, vei găsi orice pentru ea, vei găsi aftermarket-uri, retrofit-uri, chinezării, toți dracii. Dar cele de calitate
nu sunt ieftine. Chiar dacă au trecut un pic anii peste ele, niște discuri de frână de calitate sunt scumpe și se știe că mașinile astea le uzează. Spălatul frecvent, spălatul cu ele încinse, le va penaliza cumva și mașina va cere altele. Chiar și BMW mi se pare că a lansat seria 3 modelul ăsta, nu mai mi-aduc aminte, ori nu, ba nu, ăsta nu e 90, a spus discurile de frână, ca să fie în perfectă stare de funcționare și mașina să frâneze eficient, înlocuite la 100.000 de kilometri. Chiar dacă nu sunt uzate, chiar dacă nu au șanțuri, nu au înlocuite pentru simplu fapt că au ore de funcționare. Da, e o mașină peste medie ca performanță din punctul meu de vedere, chiar dacă nu are cai necesari, îți dă încredere. Și automat șoferii de BMW vor merge ceva mai tare. Deci, dacă mergi mai tare, vei avea nevoie și de frâne bune. Eu nu cred că e 316 ăsta. Ne uităm în anunț. Sunăm pe proprietarul să întrebăm dacă o vinde. Îl sun tu, că nu știe voce. Ar fi ceva să negociem pe filmat. Dar are talon. Da, el a scris 116 la anunț, dar e 316. Ia, 116 cai, uite. Wow, merge foarte bine pentru 116 cai. Știi ce am observat la BMW-uri? Cred că au cel mai bine reglat soft. Calibrările turbinei, reprizele, etajarea cutiei, o face să pară mai rapidă decât e de fapt în cifre. Ia uite, încă una. Nu are delay deloc. E senzația așa și un pic de liniște în ea. E o liniște blândă, pentru că mașina asta, între echiparea în care o are și puterea care o are, nu e un să-ți rupă capul la accelerări sau chestii astea, dar îți dă senzația că merge ok și că poți ajunge cu ea confortabil și plăcut oriunde. Cu mașina asta poți să faci 100 de kilometri în confort maxim. Deci, părerea mea e că pentru drumuri lungi este neamaipomenit. Și știi ce m-am mai gândit? Uite, și faptul că ai poziția asta coborâtă a scaunelor. Într-un habitaclu care oarecum e mic, deși ea e în segment D, ca dimensiuni este, cred că, la nivel de Skoda Octavia habitaclu. În spate chiar mai puțin loc. Coborând scaunul și având spațiu mult deasupra capului, ai cumva scap de senzația de claustrofobie, de a te apăsa tavanul în cap. Că de acolo îți vine și senzația de oboseală, mergând în mașini cocoșate, așa, cocărjate cu plafonul jos. Merge, chiar merge. Superb. Să vezi următoarea. F11-le acolo e... Să știi că eu, fiind fan BMW, nu prea am ce să spun de rău de aceste mașini. Ele sunt percepute cumva în România. Bine, eu am văzut și mi-a scris și Iulian din Troi, prietenul meu, că bă, și pe aici nu semnalizează, nu... Cred că are legătură cu șoferul. Creează niște stări din astea de te identifici cu mașina și uiți de drum, uiți de semnalizare, uiți de faruri, uiți de tot, știi? Da, uite, chiar așa. Și tu ai uitat acum de semnalizare. Nu semnalizăm când intrăm, semnalizăm când ieșim. Dacă fac sensul, semnalizez. Doar dacă merge înainte. Da. Mă rog, în fine. Dar metoda asta lor, maneta asta, e oarecum ciudată. De-aia, știi că de-aia la Tesla Model 3, la facelift, au scos-o. Că și-au dat seama, bă, toți... Au pus-o pe volan. Păi nu, dar toți clienții de F11 își vor lua Tesla. Și nu le trebuie. Nu le trebuie, exact. Dar să știi că n-are zgomot în diferențial, e o mașină bună, e ok. Și în ciuda faptului că e un break, n-ai zgomot de rulaj din spate. Pare jocuri în cardan, nu simt nimic, adică nu... La BMW-urile neîntreținute te sizezi imediat aceste neplăceri. Ce mai tot așa la BMW-uri? E o mașină care duce, chiar cu sensibilitățile ei, dar dacă nu o repar la timp și imediat cum ți-a dat un semn din ăsta ceva, nu va veni din ceva în altceva, vin în lanț, în și cascadă. Se vor amplifica una pe alta,
și va fi foarte greu și foarte costisitor să o mai faci cum trebuie. Dar dacă îi faci mentenanța la timp și o verifici periodic, la... românii se pricep la mărcile astea foarte bine să le repare. Sunt exemplare cu mulți kilometri care te pot servi mult și bine. Și într-adevăr, la banii care îi costă, greu să-i găsești un adversar să-ți ofere atâtea multe chestii într-o... că până la urmă să compari bani cu bani. Da, uite ce bine etajată cutia, merge foarte fain, în treapta a 5-a, merge atât de relaxată, nu simt nevoia să-i dai a 6. Știe BMW să facă transmisii. Știi și să le lege între ele cumva, știi, într-un mod din ăsta, și motorizarea, și transmisia, și trenul de rulare, și direcție, și tot. Bravo lor! Sper să nu se piardă, să nu-și piardă chestia asta, deși am văzut că au început și cu tracțiuni față, bine, care de fapt e un Mini. X1 acum e doar cu tracțiune, e cu motor, numai cu motor longitudinal, ci transversal. Și da, într-adevăr, eu înțeleg pe cei care își vând BMW-ul ca să-și cumpere Tesla. Dar E60-ul ăla de ieri. Ba da, ieri a mers, nu? Nu mai țin. Da, Mihai, dar nu regăsești poziția la volan. Asta zic, E60-ul ăla cu softuri, Tesla, cu tot ce avea, cu suspensia, cu roțile, mănâncă orice, poate o pierde pe drept, pe autostradă, dar nu pentru mult timp, pentru că BMW-ul ăla poate menține o viteză ridicată. Ziua Renault-urilor stricate. Asta e Mercedes. O vinde om. Da. Când nu știi încotro să iei și nici ce mașină să ții. E60-ul ăla cu toți caii lui poate susține viteza aia mare ore în șir, până termină motorina. Mă îndoiesc că Tesla aia Model 3 poate susține o viteză mare ore în șir. Eu nu înțeleg cum trec ei pe să schimb poziția de la BMW pentru poziția de la Tesla. Cătălin, ieftinala... Pentru accelerație, pentru ce fac asta? Odată senzația pe drept și ieftinala la consum. Momentan este mult mai ieftin o mașină electrică pe consum. Da, dar uite cum stai în mașina asta. Știu. Adică eu n-aș da mașina asta pe o Tesla. Și mașina asta e mult mai ieftină decât orice Tesla. Chit că are 400 de cai și decolează la orice accelerație. Dar... A patra, a cincea, ce frumos sunt legate. Nu simți trecerea. A, oricum, aia cu o viteză automată deja e în altă ligă. Ce vorbești? Avem un pic de zgomot de vânt de oglinzi. Și atât. Are și anvelope de iarnă mașina. Deja e momentul să trecem la anvelopele de vară, le-am schimbat și eu. E destul de cald. Ieri sau alaltă ieri. Ia să o vedem aici. Ia uite. BMW! Pe traseul nostru, acolo când am mers cu Tesla, e un pod din ăsta unde te aruncă un pic, știi? Pe unde merge de fapt cu toate mașinile. Și a mers Robert cu Tesla acolo și a forțat-o un pic. Și mașina a reacționat bizar și i-am spus, nici Passat-ul nu face așa. Care Passat-ul era o mașină cu suspensie blândă, moale, reglată pe confort. Nu mi-o luați în nume de rău, sunt un fan al mobilității ieftine. Dar nu sunt un taliban al electrificării. Am mers cu mașini noi care nu se compară cu asta. Știu. Știu că... Eu sper ca BMW să nu să reușească să-și păstreze calitățile astea, să le upgradeze, să le optimizeze, să le ducă mai departe, știi? Am mers cu Alfa Giulia, care e apărută cu cam din 2017, zic eu, care nu prea vine cu generația asta de serie, trebuie vine cu ultima generație. Italienii au revenit la motor longitudinal și tracțiune spate. Oare de ce? Ca să creeze o mașină plăcută la mers. Punct. Cu motor pus ca la Passat și tracțiune față, ai doar mașini de călătorit, nu mașini de senzații. Puteți să-mi spuneți voi mie de Honda, nu știu de care, da, la compacte e o mică șmecherie, dar și acolo, limitată. Tracțiunea față va subvira. Punct. Indiferent că îi pui doi pivoți și un acordeon și vioara întâi și chestii din astea. E o
plăcere. Și acum încă o chestie. Ia să judecăm o mașină din asta nouă, într-o echipare decentă, cu anvelope de calitate, cu totul și cu 30.000 de kilometri. Păi ce vorbim? Da. Ele merg așa după o viață, că până la urmă sunt 11 ani, niște kilometri, proprietar și așa mai departe. Tânăneala l-a vândut Mercedes și are un Ford acum, să oprim într-un episod viitor, să îl ajutăm. Îl ajutăm, da. Uite ce frumos trage. 116 cai, nu vine să cred. E incredibil. Nici nu ai nevoie de mai mult la drumuri lungi. Nu ai nevoie. Dacă ești tipul de șofer calculat, moderat, nu vrei să... Da, uite, discuri de frână, exact ce vorbeam, vezi? Are și asta o mică... Spune, mai poți merge cu ele, da? Da, dar îți vei distruge direcția dacă mergi cu ea așa. Eu n-aș merge cu ea așa. Și nici nu sunt scumpe, le poți face chiar singur. Alea bune sunt un pic mai așa... Da, Mihai, dar le-ai pus și ai 100.000 frâne bune. Știu. Le schimbi odată în cât ții mașina. Bine, mare atenție totuși cu operațiunea de schimbare, că e un pic... trebuie curățat butucul, trebuie dat cu un spray din ăla de cupru, de bronz. E o procedură din asta... care se face. Parcă în mașina asta te simți tânăr, așa. Nu că am fi noi prea bătrâni. Încă o mașină rapidă, care merge sub viteza de autostradă. Oare de ce? Cum să mergi cu mașina aia în ritmul... Hai că asta din față vinde, duce pizza ce-o duce, dar mai în față e încă una. Și în fața noastră, pe bandă asta, este un Audi nemuritor care merge cu viteză de autostradă. Exact. Uf. Da. Data să luna viitoare când vin, avem totul verde pe aici. Pe 6. 1-9. Sper să o vândă proprietarul, pentru că este un prieten de-al meu care a venit de multe ori, a bătut drumul din... S-a oprit din drumurile lui prin țară la mine cu ce mașini a avut pe mână ca să le filmăm. Acum ne-am întâlnit aici căile din zonă. Să știi că mașina asta e creată pentru genul ăsta de drum. Da. Se simte în elementul ei. În elementul ei, exact. E acasă. Nu e normal ca germanii să-și facă mașinile pentru autostrăzi dacă ei sunt singurii de pe pământ. Băi, de autostradă fără limită. M-am gândit și la chestia asta, că fiecare țară își face mașini cam ca cum poate, știi? Italienii le fac mici vioaie așa pentru străduțele lor, francezii le colorează frumos, le accesorizează la fel ca moda și ca prăjiturile din aceeași țară. Și să nu uităm că nemții au de peste 80 de ani autostrăzi. Da. Ei au inventat termenul de autoban. Deci noi dacă ne nășteam în Germania, bunicii noștri mersesele pe autostrăzi. Bunicii noștri. S-ar fi născut în drum spre autostradă. Da, suntem puțin în urmă. Nu mult, dar îi prindem în circa 200-300 de ani. Să știi că și legislația modelează tipul de șofer. Dacă tu treci într-o țară unde ai autostrăzi fără limită de viteză, este absolut normal ca să folosești această autostradă. Cine știe și poate controla o mașină în regim de autostradă și la viteză ridicată, va ști să meargă cu ea și pe drumuri naționale și la viteză redusă. Da, Mihai, dar sunt optimizate să aibă și să fie eficiente la viteză mare. Asta nu înțeleg mulți șoferi. Că un BMW va avea pe autostradă un consum mai bun comparativ cu, nu știu, alte mărci non-germane. Că și grupul VAG și Mercedes stau foarte bine la viteză de autostradă.
Nu cu multe mașini poți să stai cu o mână pe volan la 180 la oră sau la 160 la oră, cum sunt autostrăzile în Germania, să te deplasezi în liniște de plină. Să poți să vorbești la telefon și să fii auzit. Și să nu te audă toată parcarea. Ce frumos depășești. Nu știu, dar mi se pare totuși seria 3 de la BMW, indiferent cât de mișto ar fi seria 7, X5-ul, X6-le, X7-le, mi se pare etalonul. Este ultimate driving machine, asta e. Că e veche, că e mai nouă, că e ultimul model, dacă e pusă la punct, are anvelope de care trebuie, nu, e imbatabilă de și pe șosea și cum te face să te simți. E joasă, e lată și e ușoară. Greutatea este foarte importantă. Și împărțirea asta a ei, vezi că are roțile din față duse mult spre... Da, are console scurte. Și partea din spate, roțile din spate, are undeva mult sub mașină, știi? Iar noi, ca, și ca șoferi, ca pasageri, stăm cam pe la jumatea mașinii. Și de aici și percepția asta a senzației de mișcare altfel. Bă, chiar mă bucur că ne-a dus mașina asta la filmări. Ca mulți zic, doamne, n-are de aia, nu e M-Packet, nu e M-Drachet. Bă, pentru toate există un cumpărător și evident și un preț. Una top, cu panoramic, cu 330, bine, 330 deja e în altă ligă. Cu X-Drive, cu tot ce poate, este, cred că, triplu la preț. Și acum, deci știți voi vorba aia, de la etajul 3 arată la fel. Da, dar să știi că dacă vrei să-ți cumperi o mașină din asta și e mai veche, cred că simplitatea o face să... Plus că ăsta cu cai mai puțin sunt mai lipsite de probleme. Că păi nu ai... Nu e stors. Exact. Motorul de ultima picătură de putere. Plus, fiind modele comune, și piesele sub ansamblele pentru ele sunt mai răspândite, mai făcute de mai mulți producători cu prețuri mai bune. Foarte bine sonorizat. Nu se aude motorul deloc. Oricum, chit că vin chinezii, vietnamezii, cine mai vine acum cu mașini în Europa, de vedem numai titluri din alea bombastice, noul, nu știu cum, noul, mașina care bate Arteon, mașina care bate pe S-Clase. Dar n-am văzut nicio mașină chinezească de asta, de care vreți voi, care să spună mașina care bate seria 3. Alfa Romeo Giulia se apropie de ea. E foarte vioaie, dar mie mi s-a părut un pic mai ușor de pierdut controlul la ea. Poate alt fel de reglajele italiene, dar chiar aștept mașina chinezească, care să vă, și pe youtuberul sau omul de media care va prezenta mașina care a bătut seria 3. Da, să știi că Giulia mie îmi dă impresia de mașină cheap în comparație cu asta. Nu se apropie la materiale, la mers e mișto rău, dar la materiale, ecranul e mai ciudat, ăștia pe aici, comenzile sunt mai alandala. Știi, ca pantofi italienești, foarte, foarte frumos, dar te mai strâng. Da, să știi că să verifici când o să ai ocazia opritoarele la ușii, să vezi pe structură, că nu se compare cu BMW. Acolo știm bine. Deci mașina în sine e frumoasă, nimic de spus, e superbă, chiar se conduce foarte bine. Dar dacă ești obișnuit cu calitatea asta BMW, cu mașina care se închid ușile bine, nu cred că o să treci la Giulia. Plus, momentan e o mașină nouă și Giulia, să o vedem în timp, electronica, la conectivitățile, ce cu ce, care cum se potrivește, cum se mai potrivește. E o mașină din asta, poate cu un Audi aș schimba, dar cu altceva nu cred. Dar să știi că, deși sunt oarecum eternii rivali, Audi A4 și seria 3, sunt mașini foarte diferite. Exact. Foarte, foarte diferite. Iar cine se pricepe la mașini și a mers un pic cu ceva mașini, își dă seama că ele pot concura direct, dar sunt complet, complet diferite, pe cu totul alt setup, de la manevrabilitate, la direcție, la frânare, la transferul de mase. Dar să știi că cu toate astea sunt foarte apropiate ca și performanță.
Iar asta e un merit al inginerilor, că reușesc prin soluții diferite să fac același, să obțin același rezultat oarecum. Cea mai diferită dintre ele și cea care nu mi-a plăcut niciodată este Mercedes UC clase. E ca un, deci poate că Mercedes se pricepe să facă mașini mari, bine. Și micșorând-o, nu le-a ieșit. Parcă CEU e o mașină neînțeleasă, așa, știi? Deși CEU e mișto și motorizările sunt top și așa mai departe. Mie mi se pare că CEU e ca un grăsan pe care îl pui să alerge și nu-i place. Nu-i place să meargă. Și când vreau, îl cheamă pe frate sau mai mare, care muzică. E EU, știi? Da. Dar nu e agil ca BMW. Vorbeam de EU. Să știi că am condus ultimul model de E, e o mașină foarte mișto. Dar, nu știu, trebuie să-ți placă rafinamentul lor, rafinamentul lor al suspensiei. E o mașină care te face să plutești, nu îți transmite suprafața, nu îți transmite BMW. Și Audi. Și Audi. Audi mi se pare că e oarecum între ele, așa, adică... Dar Audi e mai iertător, te iartă dacă greșești. Să da. Știi că... Din păcate, eu am avut o daună totală la un BMW, la primul meu BMW, și mecanicul meu, un mecanic foarte bun care avea un club de club BMW, participa la curse, îmi spunea, când crezi că e mai stăpân pe tine, BMW atunci te face. Și a avut dreptate. Și mi-a zis, ai grijă cu ea, când te crezi mai stăpân pe situație, atunci te face. Și într-adevăr, asta mi s-a întâmplat, n-aveam experiență. Mi-a fugit spatele, am derapat. Era uscat? Sau... Era în noiembrie, era foarte frig afară și aveam ambelor pe de vară, încă nu trecusem pe iarnă, era seara și pe același traseu pe care mergeam zilnic, m-a surprins. Da. M-a surprins, deci, anvelopele au fost cărchiurile Ahil. De genul ăsta a pățit și Sorin, prietenul meu, care are... și a avut de-a lungul vieții Subaru-ul Impreza. Pe un drum cunoscut, tot așa în condiții de noiembrie-decembrie, fără anvelope, s-a întors efectiv invers. Cu Subaru-ul Impreza, da. Care era o mașină sigură pe tren de rulare, tracțiune integrală, anvelopele sunt totul la o mașină, nu că totul, sunt cele mai importante componente din tot ce înseamnă mersul mașinii. Este legătura între tine și asfalt. Și presiunea la care sunt umflate, mare atenție că producătorii, acum ați văzut, recomandă presiuni foarte înalte. Sunt ok pentru șosele drepte, pentru regiuni de autostradă, dar pentru drumurile de astea de România... Să știi că ei au mărit presiunea pentru a avea CO2 mai mic. Să fie amenzile mai mici. Sunt curios ce consum o să avem. 5,5. Interesant. 5,5. S-ar fi arătat pe aici, în plină glorie, baza asta, când era folosită. Poate domnii care o stăpânesc găsesc vreo soluție, pentru că e păcat să nu... Da, dar uite, pe noi ne avantajează, că vedem defectele mașinii. Mamă, abia aștept să prindem vreo Toyota pe aici sau vreo Honda. Crezi? Cum să prindem? Prind, odată și odată tot, trebuie să mă apară una. Bă, astăzi când am venit la tine n-am văzut nicio mașină, asta a fost prima electrică de-am văzut-o mergând încet. Bine, n-am văzut niciuna. Ba nu, s-a văzut pe Expresso, era o Tesla care totul mergea la viteza de 110-120. Dar mai tare, asta de aici, mai... asta n-a fost ziua lor. La mașini electrice e vorba despre eficiență, nu despre putere. Și încă spun că mașina electrică este o mașină de navetă. Când îți cunoști bine traseul care l-ai de făcut, când ai o viață dinamică, când ai, ți se poate schimba programul de la oră la alta, atunci rămâi la ceva termic. Dacă ai 8-4 traseu de 30 de km fix, cea mai bună mașină e electrică. Momentan. Apropo, știi că la Tesla mi-arăta superchargerele din țară prețuri, din zonă. La Craiova era cel mai scump, 2 lei pe oră, pe kilowatt. Da.
parchează aici de poză. Și să-i vedem consumul. Aici, pac, pac. Hai să vedem. Tadam! Wow! Ce-ți wow. spuneam? 5-4! Ce-ți spuneam? Wow! Nu s-a mers la consum. A mers stilul nostru. Bine, hai că n-am alergat-o rău, dar oricum... A mers legal, dar a mers pe autostradă. Da. Extraordinar de bine. O ajută mult și roțile de dimensiune normală. La ca la toate mărcile, dar și la marca asta, dacă vei pune roți în sus, da. Mai te va mai penaliza un pic la consum, dar vei câștiga mai mult dinamism, mai mult cu roți, să zicem, pe 19. În regim de autostradă, efectiv, seria 30 că merge pe șine. Deci că ești cu trenul interregiu. Ne vedem cu bine noi și noi episoade. Bye, bye!